A fost o muncă extrem de intensă a Băimărenilor pentru a reveni, pentru a renaște. Iată, ajunși în Liga Secundă, a început partida, este a doua confruntare din această rundă inaugurală a Diviziei B a Ligii Secunde, sezonul 2022. Foarte bun pressing-ul maramureșenilor, probleme acolo pentru Ionuț Coadă, care pierde în fața unui adversar care șutează. Dinu, iarăși o minge lungă, bună recepția balonului, este acolo Ibrian, pasă în centru și este gol! O centrare excepțională, reluată de Ciprian Rus, din câțiva metri, a luat fața lui Alex Costache și din minutul 16, iată la prima acțiune, să spunem, așezată a Unirii Slobozia, gazele reușesc să deschidă scorul prin Rus. A respins Neacșu, n-a făcut-o tocmai bine, neatent acolo Oiță și aproape de 2-0, ce ocazie are Afana. Din nou minge în favoarea gazelor, este acolo Afana, la marginea de 16 metri, este gol! Cât de ușor s-a descurcat acolo în marginea cărului de 16 metri, iată. Donca pasă moale, aici nu este doar vina lui Donca, poate și al lui Viorel Chinde, intercepție și imediat mingea ajunge la Chris Afana. Centrarea lui Toma nu era deloc, mingea ajunge la Afana și pregătește șutul și o minge scoasă de pe linia porții de Marius Potcoavă. Era bătut Costache. Ciprian Stanciu pasă lungă, iată bună, iese însă din poartă și să vedem ce decizie va lua Vlad Boban. Este penalti până la urmă acordat de centralul Boban. Fluieră centralul Stanciu, se apropie de minge Stanciu și parează fabulos Mario Contra. Reflexul senzațional lui Mario Contra. Atacă în continuare Minaur Baia Mare, iată-l pe Chitaș, jucătorul intrat în această repriză a doua. Arată bine această fază cu Afana, urmărit de Gneba, Afana, Afana îi face culoar foarte bun acolo, Rus, Afana pe partea dreaptă, continuă acțiunea cu Silaghin, careu, pericol, scoate Alexandru Costache. Obiectivul principal este salvarea de la retrogradare în acest sezon. Iată foarte bine aici, atacă gazdele, mingea vine prea în spate, o nouă ocazie. Boțogan. O pasă la întâlnire, foarte bine aici, minge scoasă pentru Afana, șut la distanță, gol! Ionuț Coadă, ce reușită, senzațională! O fază prelungită de atac a echipei gazdă, mingea vine perfect lui Ionuț Coadă, care trage cu sete și mingea se duce sub bară, fără vreo șansă pentru Alexandru Costache. Prelungește pe spate Dorobanțu și o degajare care, iată, își găsește destinatarul. Chitaș, ce ocazie! Și este final de partidă. Vlad Boban pune capăt acestei confruntări. Unirea Slobozia învinge nou promovata CS Minaur Baia Mare cu 3-0.